Codul fiscal nu mai prevede excepții de la impozitare pentru sume mai mici obținute în urma participării la jocurile de noroc. Potrivit noilor dispoziții care se vor aplica din 13 februarie, veniturile din jocuri de noroc se vor impozita în funcție de sumele câștigate. Legea noului cod fiscal nu știu dacă o să îi afecteze sau avantajeze pe jucătorii care joacă la aceste case de pariuri, pentru că permanent vor găsi o modalitate în care să nu fie dezavantajați. Mă refer la persoanele care joacă aceste jocuri. Noile reglementări nu-i vor sperea însă pe împătimiții jocurilor de noroc. Unii dintre ei au transformat acest hobby într-un mod de viață. În România, acest tip de dependență este în creștere. Acesta este un joc de noroc, este ca de fapt un fel de viciu, ca și țigările, băutura sau alte lucruri pe care când le-ai început odată este foarte greu să te lipsești de ele. Parierea unor sume de bani din ce în ce mai mari și asumarea riscurilor, pariurile încep să intre în conflict cu relațiile personale și profesionale. Goana după recâștigarea sumelor pierdute, simptome de sevraj, stări de spirit schimbătoare, anxietate, iritabilitate atunci când persoana se află în imposibilitatea de a juca. Un studiu recent realizat de Asociația Română pentru Studiul Jocurilor de Noroc comunică faptul că jocurile de noroc devin o problemă din ce în ce mai gravă. Rezultatele scot în evidență rate de consum și dependența de jocuri de noroc mai mari în cazul adolescenților români decât în alte țări din centrul și estul Europei.